Salutare toată lumea, bine v-am găsit la un nou clip de pe acest canal din seria noastră minunată de car parking. Pe primul băieț din nou aici cu tataie și cu mașina lui minunată. Ia uite-l, bă, ce faci, bre? Uite bine, aceea mai ilustruiam la ea, la jantele astea. Că abia ce l-am polișat și... Na. E bine. E curățat să fie lună. A, uite ce bine arată, e puternică. Ca lumea mașină. Da. Și da, băieți, astăzi o să mergem cu tataie pentru că, na, el mereu ne însoțește aici cu noi. O să mergem la țară, unde acolo are și el ceva proprietăți din ce mi-a povestit. M-am spus, cred că și în episoadele trecute, că o să mergem și la țară cu bunicul. Din păcate, primarul, na, a trebuit să, având în vedere casa, era pe terenul primăriei, a trebuit să dărâme casa și să facă ceva hoteluri și așa mai departe, așa că pe scurt m-a dat afară din casă și mi-a dat casa asta. Sunt puțin nemulțumit pentru că, na, casa era puțin mai mare, avea mai mult spațiu, dar asta este, din păcate, n-am avut ce să fac. Mi-a dat această casă, bine, na, și n-au făcut aici case noi, drumuri noi și așa mai departe. Dacă am făcut cam tot Brașovul, a refăcut total, așa că, da, eu zic că arată super, super tare. Din păcate, vechiul cartier nu mai este. Acum au făcut ceva hoteluri de închiriat și așa mai departe. Nu știu care a fost ideea, nu m-a interesat prea tare. Cum am spus, nu prea sunt mulțumit de casă, că, na, e mult mai mică decât cea veche, dar decât să vorbească, decât să rămân pe străzi, eu zic că e mult, mult mai bine așa. Avem și aici un parculeț în spate. În fine, sunt multe chestii de văzut pe aici. În fine. Și da, băieți, să mergem astăzi cu Fordulețul. Vedeți că suntem aici cu Fordulețul. Motorul ăsta bengos. Ia zi, bre, îți place motorul ăsta? Da, da. Păi eu mă știu că sunt cu americanele. Păi eu știu că mai taliști cu americane. De-aia și am și zis să o luăm pe asta. Și da, haide să mergem. Lași tale mașina aceea și mergi cu mine. Da, da, așa să o încui. Hai, încui eu și mă tale. Să ne urcăm, băieți. Deci, de acum încolo, asta va fi casa noastră, din păcate sau din fericire. Mie unul îmi place, este un loc mult mai fain, mult mai... E mai multă lume pe aici, așa mai departe. Auzi. La sferta pune. Bă, e bună mașina, mă, aici. Auzi, tata e. Da, da. V8-ul ăsta periculos. Sună ca lumea. Hai să mergem și noi. Volanul ăsta din lemn frumos. Eu zic că sună frumos tare mașina, băieți. Da, deci sună. A făcut drumuri noi. Vezi, tata aia a făcut. Cum e, bre, ca da, să-ți da. Place? E frumoșică. Era mai frumoasă aia veche. Da, era mult mai mare. Aia zic. Dar stai, dacă are alte planuri primarul, ce să-i face? Păi da, bă, că încearcă și el să facă Brașov. Bine, în fine, chiar trebuia făcut, n-am mai făcut niște chestii de mult. Dar aia e, ce să facem? Suntem mulțumiți și așa? A reasfaltat pe aici drumul, a săpata a făcut. Da. Păi da, bă, hai că nu e, mamă, zici că... Zici că merg pe... Zici că nici nu sunt pe Brașov. Da. Uite, și Peco, a făcut alt Peco aici? Mamă, de când n-am mai fost pe aici? Cred că l-au modernizat, l-au făcut mai frumos. Lasă, că e bine să vină turiști, să vină lume pe aici, că înainte nu prea era. Ai zis că oricum da. Sunt case prea puține acolo și ai să mute cartierul în altă parte și acolo să facă ceva hoteluri. Am văzut hotelurile alea, dar... Na. E ceva de ele? Mă... Sunt acolo cât de cât să stai. Nu adică condiții proaste. Păi, na. Nu e cine știe ce spațiu mare la cameră, dar... Na. Păi o fiți cum? Acum... nu știu, nu m-am interesat de asta. Că doar am văzut acolo niște băieți care lucrau și așa și m-am dus să văd și eu cum arată. Dar nu prea chiar așa de mare e... hotelurile. Ah, lasă că e foarte bine și așa oricum. Oricum a făcut frumos Brașov, îmi place.
E bine că m-am mutat în el mai de mult. Chiar nu știam care e în plan așa, să modifice cam fiecare stradă și așa mai departe, să mute cartierul. Dar, cum am și spus, îmi place mult mai mult acum pentru că sunt mult mai multe case. A început lumea să vină pe aici. Na, că înainte nu prea era, să fiu sincer. Și, na, eu zic că e mult mai bine, na, l-am mai modernizat, mai vine lumea. E bine, e bine. Ne strângem noi mai mult. Poate facem și un meeting ceva, cine știe, pe acolo. Vedem. Acum să mergem pe aici, așa. Bre, dar mie mi-ai spus de când ne cunoaștem, bine, de când ne cunoaștem, de când te știu eu pe Matale, mie nu mi-ai spus niciodată că Matale ai terenuri la țară. Mai multe. Dar le muimești pe zi ce trece, să mor eu. Fiecare zi mă uimești, îmi spui că ai câte ceva, că ai câte ceva, dar nu să mai termine câte ai tu. Nu se poate așa ceva. Păi nu, păi la tineretile mele cât făceam eu, păi nici nu erați în producție. Câte aveam eu pe mână și câte făceam. Păi înțeleg că aveai de, dar totuși. Da, sunt multe de povestit. Na, că ai timp tare să-mi povestești. Da. Păi nu. Ai vrea că au făcut drumuri ca lumea, acum avem și noi drumuri mai ca lumea, nu cu grop, cu dalea, cu vremea aveam înainte, cu ceanță, cu drumuri. E bine că nu să mai, nu mai star cu mașina, nu-ți mai rupi arcuri sau... Da, nu mai strigi mașina mai, da. Asta s-a gândit și pe într-o mașină, să nu mai... Stânga, parcă, nu? Da, pe aici. Da, da. Hai să vedem, mergem și noi, ca lumea pe aici. Ternic. Uite, ești pe aici, supermarket. Mamă, de când n-am mai fost la supermarketul ăsta? Da. Se pare că aici, în stânga, parcă. Da, da, stânga, stânga. Că ține o minte. Și următoarea la dreapta. A, drept. Mergem la drept. Opa. Hai de că nu vine nimeni. Hai că e bine că nu prea e, nu prea e lume pe aici până oraș. Bine, na. Hai să duce și lumea în concediu, alea. Da. Da. Au o treabă în alte părți, nu că prin aici, zonele. Aici, nu aici, la prima ieșire. Da, da. Ușor să nu rup mașina. No. Mama, de când am mai scos Fordul, a cistat, s-a prăfuit. Bine că l-am spălat aseară, dar... Da. Na. N-am mai mers de mult cu el. Mai trebuie să le pun că... După... O să-i fie mai rău dacă nu le pornești. Păi da, bre, da, am și Mercedes-ul acum l-a făcut, te strigi pe o trebuie să schimb cauciucurile, că na, se mai întâmplă. Ce să fac și eu? Măcar acolo o dată pe săptămână, măcar să o porniști așa un pic. Aici o e, bre. O oră, o jumătate de oră. Da, mai, dă-i mai în față. Stânga sau dreapta? Da, că nu mai știu. Dă-i prin dreapta, ca să mai vezi și orașul. După merge. Ia să vedem recit. Na. Ce în dreapta e primăria, bre? Da, da. Uite și spital aici. Bine, farmacie, cred că e asta. Da, e farmacie. Sunt mult aici. Nu, aici e parcă aici e primăria, bre. Nu, aici e primăria. Acolo, cred că era de la tribunal, de la. Posibil, pare. Posibil. Ia, ia. Ce e aici, bre? Aici e un dealer de ăsta. De mașini. Ia uite ce parcare au ăștia. Bă, ești nebun. Păi aici, în capăt de tot, să faci dreapta aici, la facem. Prima asta. Facem. Ca să vezi și zona asta, că și asta e zona frumoasă și poți să o iei în stânga. Deci după. În dreapta aici, nu? Da, aici în dreapta. Interesant, interesant.
Uite, bă, cât blocuri, nebunii, case, mamă, ia vezi. Ce miște-i băie. Aici sunt case, nu te joci. Corect, corect. Păi și casa numai ta de care e, bre? E pe partea alaltă, de-aia te-am pus pe aici, dreapta. Dreapta aici, opa. Da. Ușor. Uite câmpul pe aici, cam... mamă. E prima dată când ajung pe aici. Ha. Asta e casa lumea tale, vrei? Da. Ia uite, ia să ne dăm și noi alea că jos aici. Nu mai des cu ea, că nu are rost să stăm să intrăm. Ia uite, bă, are două garaje aici, bă, ești nebun. Ai și balcon sus. Am, da. Eu mai degrabă e terasă. Bă, mie, de ce nu mi-ai zis că ai case de-astea așa șmechere, de-astea așa fain? Uite, bă, ce casă are, bă. Cred că o să vin și eu într-o zi în vacanță pe aici, să stau și eu pe aici, o săptămână. Mamă, ce mișto e. Bun, hai să mergem să vedem ce mai e pe aici. Că sunt chiar curios, da. deci dacă mai văd multe chestii, cred că direct aici vin, stau o săptămână, nu mai mă știe nimeni, direct singur. Stau aici, da. N-ai treabă. Ia atendă-i o leacă mai în față, aici unde lângă cutia asta poștală și întoarce. Opa, că luăm stâlpul în brațe. Ușor, că nu ne grăbește nimeni. Ține-o drept, ține-o drept. A, acolo în față trebuie? Da. Hai că nu ne vede nimeni. Hai că nu-i nimeni. Mamă, mă bași cu mașina direct pe aici, cu praful ăsta. Hai treabă, mergi. E, păi o spălăm. Mergem, o spăl. Uite, bă, ce reuște pe aici. Ia uite aici, ia de-i la ambarul ăsta. Uite, deschis. Ia să vedem. În caz dacă mai ai aici treabă și așa și vrei să ți aduci o mașină să o lași aici să nu umble careva, poți să ți o lași că... E la tale aici, vrei? Da. Ia. Și mai... Și urmează cât de curând să fie și celălalt de înzare de acolo dacă îl vezi. Să-l cumpăr și pe ăla că... Trebuie să-mi cumpăr niște utilaje să... Uite să-mi iau aici recoltele. Adică toate câmpurile astea s-au lumat alebrei? Da. Mamă, să moară copiii dacă nu e direct avere ce aici. Interesant. Uite. Bre, dar aia vezi bine că ți-a crăpat acoperișul aici. Ce să-i fac? E șerbă, trândă când îl am. Mamă, uite lemn aici dacă nu te-ai făcut pentru iarne, aud aici. Da. Interesant. Ia să vedem, bre, ce mai e tale ascuns pe aici așa. Ia să vedem, aude, bă, ce șmecherie are pe aici așa, bă, ce... Ce bunic ca lumea. Cred că m-am dat o leacă jos așa, ca să văd o chestie, ce... Hai să vedem. Dacă mă încadrez în prima, sper. Nu e problema că ești poc, nu trebuie să mergi așa de repede. Corect. Aici, stânga, dreapta, față, spate, ce fac? Iau așa după drum, în dreapta, încolo. Acum mergem în dreapta, n-ai nicio problemă, n-ai treabă. Să vezi aici câmpurile. Uite, bă, ce câmpuri, bă. Dar nu s-a făcut pe peste tot. Uite, bă, că undeva e verde, undeva e gauriu, așa, galben. Da. Acolo da, în față ce e, bă? În dreapta, acolo, aici. Mai în față. Stai așa, nu știu, ia de că nu mai știu. Vreau să-ți mai arăt ceva, dar nu mai știu sigur locația. De așa. Oricum, de... Intrăm aici? Benzin. Aici nu, că e la altcineva, mi se pare. E de-asta, de închiriat.
Vreau să-ți arăt o de-asta mai specială, așa. Ce fac aici? Merg în fața ta. Aici, da. Am aici un tovarăș. Nu știu dacă ai auzit de Nea Ilie, ca Nea să-i spună. Ilie? Nu știu. Na, nu știu dacă îl știi tu, are o groapă partida, dar nu mai știu sigur că n-am mai fost de mult la el. Și na, cu bătrâneța asta cam uit. Hai că ne mai plimbăm pe aici, poate cine știe, îl găsim. Dar uite, bă, ce cât de case pe aici. Oare o fi vreuna de cumpărat, că cine știe, poate mămușul la țară, că mi-ar place. Să fac treabă, Am să am animale, mi-ar place rău de tot. să întreb acei vecine care știu, care... Na. Ia să întreb, să-mi spui și mie. Păi și tale ce zici Da, că are, bre, de aia de dezmembrări sau ce este tare care, de aia de fiare da. vechi? Da. Iar vechi, da. Parcă știu drumul ăsta. Așa. Zbor cu zonă, zonă de lucru. Uite aici în stânga, bre, nu e Oh, aici? uite aici, da, ba da. Stai că, uite, am văzut astea Ia să vedem, poate o fi Y acasă. cost. Mamă, ce are ăsta aici, să moară băieții dacă nu-i aute ce are ăsta aici. Mamă, câte caroserii și treburi are, uite aici câte are mâncat. Mamă, mâncați și curata câte caroserii de mașină. Păi bre, pacolea, sau nu cred că, nu cred că e aici. Uite, evacuări, A. tobe. Nebun de A, tot. nu e aici. De obicei era pe aici prin spate, mai lucra la astea, mai tăia, mai... Na. Ia uite, Dar păi și văd că aduce nu lumea e. mașină aici? Da. Na, acum nu mai aduce că nu prea mare băiet, că caută și el băieți de ăștia să se angajeze, să aducă mașini de astea care nu mai sunt bune aici, la groapă. Da? Ia uite, bă. Da. Și mișto. Păi cred că m-aș băga și eu, dacă plătește bine, de ce nu? Că un ban în plus nu strică și plus asta că mai îmi fac și o ocupație, vorba aia. În fine, vedem, vorbim cu ăsta de aici și poate facem treabă. Uite bă câte Da. mașini are, câte nebunii drăcii pe aici. Salarul și asta nu știu că, na, A, nu vorbim prea mai am multe la mai... fața locului. Ia uite aici mașini ruginite aduse, aruncate pe aici. Da, interesant, interesant. Și mai sunt o grămadă acolo, în caz poți să, dacă te angajezi aici, poți să găsești și poate da, să în stare mai bună, care poți să le iei, să le faci tu. Da, probabil, da. De ce nu? Dacă găsesc chestii, un Doamne ajută. Mi-a place, mi-a place. Să vorbim cu nea ăsta de aici și poate facem treabă. O să zic că am un băiețel mai așa, mai prieten, darnic să muncească și, na, o să zic să lase aici platforma în fiecare dimineață, ca să o ai la îndemână să te duci să muncești. Da, interesant. Hai să vedem ce mai e și pe altă parte. Ia, hai să vedem. Da, interesantă locația asta. Chiar e fain. Poate cine știe. Poate o să vin într-o zi, vorbesc cu nea asta, poate găsesc și eu o mașină faină. Cine Da, știe. da. Hai să așez eu pe urmă așa cum. Să văd dacă mai nimerez. Mereș, n-ai. N-are treabă. Să vedem. Ce zonă fain, ce drum fain pe aici. Chiar e frumos tare. Frumoasă tare zona, îmi place rău de tot. Uite Uite și aici e aici... petrol. Da, e și o mică pensiune, să zic așa. Aici? Da, în caz dacă ești... Na. Vizitator sau ești în drum pe aici, ești obosit, poți să stai în cabana aia acolo. Te Ia uite. cazezi o noapte. Frumos, frumos așa. Și drumul ăsta așa, drumul ăsta e frumos rău de tot, îmi place. Așa m-aș plimba toată ziua pe aici. Dios, foarte, foarte mișto pe aici. Câmpuri nebunii. E interesant, îmi place rău de tot zona. Uite și pe aici, da, uite aici în stânga n-ai, nu e voie. Și aici am e drumul unde am ieșit noi. Da, Da, interesant, da. interesant, așa îmi place. E frumos. Frumos rău de tot.
zona așa, să, nu știu, îmi place să ieși direct în case, după aia direct în oraș, e super, super tare ideea așa, îmi place la nebunie, e top rău de tot, îmi place. Frumos. În caz dacă ții tot așa o casă mai aproape, ți-am zis unul din hambarurile alea care o să fie mai apropiat de tine, ți-l dau așa împrumut, să-ți mai lași o mașină sau... Da. Dacă ai mașini, nu, să nu le ții pe toate acolo în garaj, poți să bagi în garaj. În caz dacă mai ai scule sau de-astea... În caz dacă, uite, iei o mașină de acolo, de la groapa de gunoi și nu vrei să o ții în fața casei, o duci în hambar acolo. Că n-are nimeni ce să zică că îți pe proprietatea mea. Da, 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 da. Numai să nu te încurce pe matale, da? Nu știu. A, n-are cu ce să mă încurce. Uite și aici apartamente, blocuri, chestii, nebunii. Interesant, rău de tot, îmi place. Poate cine știe, băieți, poate să stăm și noi aici weekend, poate să, cine știe. O să vedem pe viitor care e ideea. Acum mergem și noi, poate mergem și noi să mâncăm ceva, băgăm la un Mac ceva. Așa că da, băieți, ce să zic. Cam asta a fost și cu acest videoclip. V-am arătat și zona, am mers și la țară cu tataie, unde nu știam că aparent are proprietăți multe. Dar, vorba aia, e bine care... E bine că ne-a arătat, am și văzut cam care e ideea cu, zic, mersul la țară. E frumos rău de tot. Acum să scrieți și voi în comentarii ce părere aveți despre proprietățile lui tataie, despre turul pe care l-am făcut astăzi. Așa că da, băieți, cum am spus, mergem și noi, băgăm un Mac de la Blanau, băgăm și noi ceva la sac, vorba aia, mâncăm ceva, ne îndreptăm spre casă, că na, poate are și tataie treburile lui. Așa că da, băieți, cam asta a fost și cu acest videoclip. Eu am fost The Gram și o să ne vedem data viitoare. Pa, pa!